Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Alexandru Gușă, sunt din București, am 38 de ani. Lucrez ca bucătar șef la restaurantul X Chef din București. Adică lucrez cu șef Cătălin Scărlătescu. Cum v-ați cunoscut? Printr-un prieten comun m-a descoperit domnul Cătălin Scărlătescu, iar de atunci iubire la prima vedere. Am venit azi la Chefi la cuțile să le fac o surpriză șefilor, în special domnului Cătălin Scărlătescu. Cred că va fi surprins pentru că nu i-am spus că voi ajunge și sper din toată inima să nu mă recunoască după stil, pentru că este cam fanul sushi-ului meu. Am venit cu preparatul gata făcut, doar vreau să văd reacția lor. Și când se vor deschide ușile, să nu le vine să creadă, mai ales șef Cătălin Scărlătescu, că sunt eu. Opa! Ce avem noi aici? Ca de frunzele. Ia uite, oh! Oh, oh, oh! Ce frumusețe! E o frunză, mă! Sushi! Cu capciuni! Ia uite, bă, ce avem noi aici. Avem sos de soiave. Unde e? E pe fund aici, uite pe sub asta. Am găsit ceva dulce. Arată bine și gustos. Dar ții minte gingerul ăsta. Vreau să mănânc asta cu căpșunul. Sigur e moldovean? Foarte interesant ăla cu căpșunul. E prima oară când mănânc căpșunul. Hai să vătăm. Hai, bă. Bună seara. Bună seara. Ce faci? Bine. Am venit să vă fac o surpriză. El este Alex. Vă cunoașteți? Da. Salut. Normal. Păi nu se cunosc ei. Iar ce-a dus, mă, pilele? Băi, e colegul meu. Deci că noi suntem colegi. Păi și ele colegul meu, dacă muncește cu noi în Cărciuma, noi suntem colegi, ce ești de la Cărciuma, de la Cătălin? De la domnul Cătălin Scărlătescu. Am zis să-i fac o surpriză și să văd dacă recunoaște stilul. Păi vrei să spun, fii atent, ăsta este inconfundabil. Ghimbirul murat. Da. Asta nu l-am recunoscut. L-ai recunoscut, mă? După asta, mă, nu face nimeni așa ceva, normal. Băi, n-ai zis nimic. Dar ce să zic, că și-a rămas așa. Mă, și-a făcut restaurant de sushi că nu ne zice nimic, nu înțeleg nimic. Este o fuziune între ce lucrează dânsul și japonez. Bă, lasă-mă cu dânsul, terminați, că n-am 100 de ani, te rog eu frumos. Nenea Cătălin. Nu. Sau fii atent, mai nou, că îi place foarte mult, vorbesc serios, poți să-i spui prea cuvios. Șef, prea cuvios. Sfântul Cătălin, băi, pasta cu căpșună nu știam. M-ai surprins. Va fi noul meniu. Deci nu e, mă, că e piatent. Povestește-ne. Acum ceva timp, vine la mine așa cu o față de aia de babă și zice, șef, trebuie să plec în Brazilia. Brazilia? Zic, dar de ce? Te lasă nevasta să te duci la Copacabana sau mergeți în vacanță? La distracție? Nu, că eu nu știu, zi-mă tu ce era acolo. Am participat la unul dintre seminarele pentru gradele de gastronomie japoneză. Sunt 5 grade. Așa. Eu am urmat 2 până acum. Stai așa, deci ai 2 dani în gastronomie japoneză? Nu, când termin aceste 5 grade voi avea un dan. Cu Robi, centura neagră. Vezi? Eu am crezut că e la mișto. Nu, la mișto ai zis prima oară. Dar e pe bune? Se folosește același... Este internațional, da, e internațional. Câți ați fost? 60 de bucătari din 40 de țări au. Și câți ați luat? Doar 6 am trecut testul. Și tu printre ei? Și eu printre ei, da. Felicitări, bravo! E vreun român care are dani? Nu, la noi nu. Unul dintre cei mai școliți oameni pe sushi din țara noastră. Toate sesiunile de sushi făcute posibile și imposibile, mai are vreo 3 ani de zile și o să ajungă master sushi cu centură neagră. Dar acum ce centură ai? Centura verde. Ai centura verde? Primul grad din centura verde. E Kyo și Kyo 1. Deci e pe bune că trebuie să stai să speli orezul 10 ani dacă vrei să devii sushi master. Când m-am angajat prima dată pe japonez, câteva luni m-a ținut numai pe orez. Și la un moment dat i-am spus, eu nu mai stau, gata. Plec, nu mai stau să spăl toată ziua orezul. Stai acolo, stai acolo. După câțiva ani mi-am dat seama că, de fapt, 60% e importanța orezului. Aha. Pentru că la noi se gătește orezul în stil pilaf. Adică? nu e boaba tare și consistentă. Ok. Îți dai seama ce sufăr eu cu ăsta mic? Doamne ferește. Da, tu de ce timp faci sushi? De vreo 6 ani, 7 ani. Înainte am cochetat cu bucătăria internațională. Okay. Am stat la Tigăi. Dar unde ai învățat sushi? Aici, în România. De unde? La un restaurant. După care am decis prin 2018 să plec în afară, să lucrez, să îmi descoper skill-urile. Așa. Am ajuns în Elveția, Norvegia, Japonia, înapoi în Norvegia, Germania. Și în Japonia ai făcut cursuri cu cineva? Da, la Institutul de Gastronomie Japoneză. Am și rămas 6 luni de zile în Tokyo, între timp lucrând și la un butic ramen. După 6 luni m-am întors direct în Norvegia. Mi-am dorit de foarte multă vreme să ajung în Norvegia, pentru că de acolo vine peștele și îmi doream să ajung să-l tai exact cum trebuie. Și unde vrei să ajungi cu chestia asta cu sushi? La un moment dat, clar, o să ajung să împărtășesc din toată dobândirea mea și a altora. Dar vreau să ajung profesorul meu. Da. Ai un om care cred că te poate susține să ajungi... Foarte mult. Să ai un dan. Și Steven Segal este singurul non-japonez care are 7 dani în Aikido. De ce să nu avem și noi un român care să fie singurul european cu un dan în sushi? Ce să zic, succes! Vă mulțumesc! Despre ce ai gătit aici, habar n-am ce să zic, nu mi-a plăcut acolo, nu mi-a plăcut deloc, nici nu prea am mâncat. Am votat așa că... Foarte gustoase. Am mâncat tot, am mâncat, dar nu mai pot. Mi-a fost rușine să le mănânc pe toate, că zic că na. Dacă îți deschizi școala, m-aș înscrie acum. Felicitări! Wow. Mersi! Mai are vreo 10 ani de învățat. Mersi! Felicitări! Poate... Asta e cuțitul de prieteni. Sushi Master român, primul Sushi Master român ar fi tare. Ai spate la o bere. Ar fi foarte tare să fie primul Sushi Master român. Auzi, dar Scărlătescu ce centură are? Cred că are de la o vreme ca ce are centură de castitate. Dincolo de faptul că el lucrează la Scărlătescu, la Cărciumă, mă bucur pentru el că are această pornire. Vă aștept să gustați ce face băiatul ăsta, că face niște lucruri spectaculoase. Plus că e nebun rău de tot, nene, face niște ciudățenii de n-ai văzut în viața ta. Chef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.